Ce se întâmplă în Infidelul episodul 29? Volcan ia o decizie radicală cu privire la Asia și este pe cale să descopere minciuna lui Derin. Iată două dintre cele mai importante evenimente care marchează episodul. 1. Sarcina falsă a lui Derin este pe cale să fie descoperită, când Volcan insistă să o însoțească la medic. 2. Asia Gyunalan, fosta iubită a tatălui lui Asia, apare în The Kirdak. Noul personaj este o apariție bombă în serialul Infidelul. Benoît Râmlar, care este inclusă în serial, cu personajul Asia Gyunalan, va contribui la exacerbarea poveștii. Întâlnirea celor două femei va aduce rezultate foarte interesante, cu dezvăluiri uimitoare din trecutul lor. Infidelul episodul 29 rezumat. Minciuna lui Derin iese la iveală. Asia apelează la Selçuk să o ajute să demonstreze planul de răzbunare a lui Derin și cei doi se duc la Didem. După niște schimburi de replici și amenințări, Didem cedează pentru că nu vrea să aibă probleme și recunoaște că Derin i-a spus că își va înscena răpirea. Mărturisirea ei este înregistrată și a doua zi dimineața Asia se duce acasă la Volcan și Derin. Melih este și el prezent pentru că Asia l-a rugat să se întâlnească acolo. Când doctorița ajunge, le pune să asculte înregistrarea audio. Melih este șocat și uimit de acțiunile nepoatei sale, dar Volcan deja știe, pentru că Derin urma să-și schimbe declarația și să-i ceară scuze doctoriței. Asia se întoarce acasă și când Volcan merge la ea, doctorița îl alungă și se încuie în casă, iar Bahar îi spune arhitectului să plece. După ce Melih s-a convins că Asia este nevinovată, îi cere scuze atât Asiei, cât și lui Bahar. El vrea să o ducă pe Derin în fața justiției, dar tânără îi spune că este însărcinată. Melih nu vrea să-și trădeze slujba, dar nu poate trece cu vederea nici rugămințile lui Conul și Volcan, care îl imploră să nu o denunțe pe Derin, așa că demisionează. Pe de altă parte, Derin, care a suferit un avort spontan și a forțat-o pe Deria să ascundă de toată lumea că a pierdut bebelușul, încă o obligă să mintă în legătură cu sarcina ei. Tânăra continuă să se prefacă că așteaptă un copil de la Volcan. Dar arhitectul, fără știrea ei, îi face programare și îi spune că vrea să o însoțească la următoarea ecografie. Când Volcan vrea să o ducă la un control ginecologic, pentru a se asigura că sarcina decurge bine, o sună pe Deria. Dar când ajung acolo, doctorița este de negăsit. Comportamentul lui Derin începe să o sperie pe mama ei, care își dorește ca cei doi să divorțeze cât mai repede, crezând că doar așa fiica ei va înțelege că dragostea cu forța nu se poate. Când Derin află că mama ei s-a consultat cu Turgay în această privință, se supără pe Conul. Selçuk și Nil se ceartă. Între timp, cazul de paternitate al lui Selçuk a fost încheiat. Selçuk este cu adevărat fiul lui Haluk și tânărul își vrea partea de moștenire, dar Nil nu este de acord cu el de când Hikran a murit. Selçuk a revenit la vechile obiceiuri și începe să se comporte violent față de Nil. Tânăra, care nu este dispusă să treacă din nou prin același infern cu strigăte, certuri și lupte, decide să întrerupă orice tip de relație cu el, afirmând, cred că nu poate exista prietenie între noi. După despărțirea lor, apare în viața lui Nil, Onur, un tânăr șarmant care este verișorul lui Pelin. Onur este un băiat drăguț și nobil care s-a îndrăgostit la prima vedere de roșcată. Între cei doi apare o conexiune și încep să-și petreacă timpul împreună. Dându-și seama de asta, Selçuk se înfurie. Decizia lui Volcan. Pe de altă parte, Selçuk îl sfătuiește pe Volcan să nu mai pună presiune pe Asia cu împăcarea și să-i ofere libertate, deoarece dacă încă îl mai iubește, se va întoarce la el în cele din urmă. Volcan a înțeles că nu o va aduce pe Asia înapoi la el prin presiune și șantaj. Astfel, el decide să se distanțeze de ea și o lasă pe ea să decidă dacă are sau nu nevoie de el. Arhitectul îi spune că nu o să o mai deranjeze cu prezența sa și o să înceteze să o mai caute și să o mai sune la telefon. Mărturisirea arhitectului despre infidelitatea sa. În plus, se deschide complet și îi spune motivul pentru care i-a fost infidel. M-am săturat să trăiesc sub autoritatea ta, făcând mereu ce ai vrut tu, eu m-am simțit inutil.
Am fost ca o plantă artificială în casa asta, dar nu am îndrăznit să te părăsesc, pentru că te iubesc, adaugă el înainte de a pleca. După aceea se întoarce în casa pe care o împarte cu Derin și adoarme pe canapeaua din sufragerie. Asia nu se mai întoarce la fundație și la spital. Asia este chemată să se întoarcă la fundație și la spital. Cu toate acestea, după cele întâmplate, Asia respinge această ofertă. Femeile de la asociație doresc să le includă pe Asia și Bahar iar în asociație, dar fetele refuză. După cele întâmplate, Asia nu vrea să se întoarcă niciodată la spital, să tot fie concediată și apoi să fie chemată înapoi la muncă. Ea decide să-și deschidă un cabinet privat. Cavidan are un loc frumos și îl închiriază, dar este aproape de magazinul lui Derin. Haluk părăsește Tekirdağ pentru un timp. După o săptămână, Haluk este transferat la Istanbul pentru a-și reveni complet după infarctul suferit. El va sta o vreme acolo, alături de sora lui, pentru că are nevoie și de liniște sufletească și să scape pentru o vreme de Tekirdağ. Derin o pune pe Deria într-o situație dificilă. În timp ce Deria a fugit de câteva ori de Derin și Volkan, căutând tot felul de pretexte, la sfârșitul episodului nu mai poate evita consultația și îi așteaptă în cabinet. Cuplul ajunge la spital, iar Deria se ocupă de efectuarea ecografiei. Vizita lor o tulbură pe doctoriță, care nici nu știe cum să reacționeze. Rămâne de văzut dacă Deria va divulga secretul lui Derin lui Volkan. Noua clinică a Asiei și o vizită neașteptată. La câteva zile după cuvintele lui Volkan, Asia își deschide noua clinică, cu sprijinul prietenilor ei. Turgay s-a implicat foarte mult în decorarea clinicii, la fel și Bahar, care, pe zi ce trece, este tot mai încântată de prietenia ei cu Melih. Întâlnirea cu Turgay îl face gelos pe Volkan, dar arhitectul își respectă promisiunea. Pelin, asistenta ei, renunță la serviciu și începe să lucreze pentru Asia. Cu toate acestea, vizita de la Asia Gyunalan, iubita tatălui ei, îi va transforma calmul în neliniște. Asia o primește în casa ei, când femeia îi bate la ușă. Vă mulțumim pentru vizionare și dacă v-a plăcut acest rezumat, ne poți ajuta cu like-uri, distribuiri și comentarii. Acestea fiind spuse, vă dorim numai zile cu zâmbete. Dacă vă plac rezumatele noastre și le vreți cât mai detaliate, vă rog să ne ajutați cu like-uri, distribuiri și comentarii.